campaniei electorale. În cursul ședinței vom adopta modificarea hotărârii de guvern privind starea de alertă pentru a stabili principalele reguli care trebuie respectate pe perioada campaniei electorale, urmând ca ulterior adoptării hotărârii de guvern să fie emis ordinul comun al Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Sănătății și Autorității Electorale Permanente cu regulile mai în detaliu. În privința regulilor, este clar că vom impune obligația candidaților și a echipelor de susținători de a purta mască în timpul activităților electorale, chiar și în aer liber, în acțiunile de campanie, din locuri publice, în campania directă din casă în casă. De asemenea, va trebui să luăm decizii legate de evenimentele electorale, care vor fi limitate la un număr de maxim 50 de persoane în spații închise și la un număr de maxim 100 de persoane în spații deschise. Evident, la toate evenimentele electorale, participanții la evenimente trebuie să respecte regulile similare regulilor de la evenimentele de tip cultural, adică să păstreze distanța, să poarte mască, să se dezinfecteze. De asemenea, va trebui să impunem dezinfecția mâinilor înainte pentru toți susținătorii candidaților la distribuirea materialului de campanie, astfel încât să nu existe risc de transmiterea virusului prin transmiterea materialelor de campanie. Sigur, regulă ar trebui să fie materiale, să fie cu autoservire sau să fie distribuite prin poștă sau în țiplă. Da? În cazul în care materialele se distribuie din mână, obligația dezinfecției va exista pentru fiecare candidat. Aici, domnul ministru Vela, am solicitarea să luați toate măsurile pentru toate structurile din subordine, să avem o campanie care se desfășoare în conformitate cu legea, să asigurăm respectarea măsurilor care le adoptăm și să nu avem practic încălcări ale legii care să afecteze activitatea în această campanie. Aici, pe lângă responsabilitatea efectivă de asigurare a unei campanii democratice, trebuie să fiți implicați și pentru asigurarea respectării măsurilor de protecție sanitară pe perioada campaniei. Aici va trebui să faceți instruiri cu tot personalul din subordine care este implicat în impunerea acestor reglementări. Sunt convins că veți fi pregătiți. De asemenea, astăzi, în pauza pe care o vom face după prezentarea actelor normative, vom adopta în CNSU decizia pe care trebuie să o transpunem ulterior în hotărâre de guvern până la data de 1 septembrie, privitoare la deschiderea activităților culturale în spații închise de la data de 1 septembrie, vorba de spectacole, teatru, concerte, cinematografe. De asemenea, va trebui să adoptăm regulile privind reluarea activității pentru restaurante în spații închise, restaurante ale hotelurilor, ale motelurilor și pensiunilor. Hotărârea CNSU va fi transpusă în hotărâre de guvern până la data de 1 septembrie, astfel încât să se poată emite ordinele comune privind regulile. În cazul activităților culturale, va trebui emis un ordin comun care trebuie deja pus în dezbatere publică de mâine, ordin comun Ministerul Culturii cu Ministerul Sănătății, iar în privința activităților de servire a mesei în spații închise, de asemenea, va trebui un ordin comun Ministrul Sănătății, Ministrul Economiei și Președintele ANSVSA. Va trebui să
asigurăm niște reguli care să reducă la maximum posibil riscul de răspândire a virusului odată cu reluarea acestor activități și sunt convins că reglementările vor fi clare astfel încât să poată să fie respectată. Aici fac un apel la responsabilitatea tuturor instituțiilor, agenților economici care își vor relua activitățile să fie parteneri cu noi în asigurarea respectării regulilor, astfel încât să nu existe o creștere a numărului de infectări. Avem măsuri economice din cadrul planului de investiții pe care trebuie să le operaționalizăm. Am să le operând, aveam termen până la 1 septembrie, să lansăm apelul pentru granturile pentru investiții în cadrul programului operațional regional măsura 2.1 și 2.2. Domnul ministru Ștefan, suntem pregătiți? Da, domnul premier, vă pot informa că astăzi, înainte de ședința de guvern, am îndeplinit una dintre măsurile prevăzute în Planul Național de Relansare Economică și anume în monitorul oficial numărul 684 a fost publicat ordinul 3685 care dă posibilitatea antreprenorilor să vină, în... Să acceseze granturile pentru investiții. Acest apel de proiecte este un apel nou. Valoarea nerambursabilă a acestor proiecte este între 1,5 milioane și 6 milioane de euro. Se adresează întreprinderilor mici și mijlocii, iar în cadrul acestor proiecte putem finanța construire, modernizare, extindere de spații, producție, prestări, servicii. Când lansăm apelul de proiecte? Aș vrea să vă spun că autoritatea de management POR este pregătită ca mâine să publice pe site-ul Ministerului acest apel de proiecte. Deci de mâine antreprenorii pot studia și pot pregăti proiectele. Și supracontractarea pe celelalte granturi, granturile între 50.000 și 200.000 de euro și între 200.000 de euro și 1.000.000 de euro, care sunt pe 2.1 sau pe 2.2? Aș vrea să vă informez că pentru acest proiect, pe acest apel de proiect, avem o finanțare de 550 de milioane de euro, iar celelalte două apeluri de proiecte care au fost finalizate, încheiate, se derulează în felul următor. În cadrul apelului pe 2.1, unde au fost depuse 2.465 de proiecte, au rămas cu o valoare de 387 de milioane. Din acestea, doar 2067 de proiecte cu o valoare de 327 de milioane au trecut de prima evaluare. Din aceste proiecte, în cadrul AMEPOR, au ajuns 125 de proiecte pentru a fi semnate aceste contracte cu o valoare de 20,69 milioane de euro. Tot acest apel de proiecte pe 2.1 are o finanțare de 130 de milioane de euro, așa cum ne-am angajat prin programul de investiții. Mai avem, cum spuneți și dumneavoastră, un alt apel de proiecte 2.2, de data aceasta, cu un sprijin financiar între 200.000 de euro și 1.000.000 de euro. Apel de proiect care s-a încheiat pe 4 iulie. Da? Depunerea acestor. Da. Au fost depuse 1995 de proiecte cu o valoare de 1.357.000.000. Aș vrea să vă spun că noi am alocat pentru acest apel de proiect doar 450 de milioane de euro. Asta e atât, s-a putut. Vedem, dacă aveți posibilitatea supracontractării, luăm decizia asta. Mulțumesc, domnul ministru. Deci, apelul de proiecte îl lansați mâine, cel târziu luni.
Da. Mâine pe site-ul Ministerului Lucrărilor Publice se va afla acest apel de proiect. Domnul ministru Popescu, suntem pregătiți cu proiectul de act normativ pe electric app? Da, domnule prim-ministru, am fost în prima lectură săptămâna trecută. Este vorba de finanțarea unui pachet de panouri solare de minim 27 de kW, maxim 100 kW, împreună cu o stație de încărcare pentru mașini electrice sau electrice hibrid plug-in. Grantul maxim este de 100.000 de euro, minim 30.000 de euro. Avem pregătit ordonanța de urgență și când solicitați, vorbim de lista suplimentară, o să cerem introducerea pe lista suplimentară. Aici sunt convins că v-a dat vestea bună domnul ministru Boloș, anume că am primit aprobarea Comisiei Europene pentru programul de granturi pentru investiții sau pentru capital de lucru pentru IMM-uri, domnul ministru Boloș. Într-adevăr, în cursul zilei de ieri a venit această aprobare. Suntem pregătiți ca, începând cu data de 1 septembrie, să lansăm oficial apelul de proiecte care este dedicat de această dată Ministerului Economiei și din 15 septembrie cred eu că firmele pot să depună deja aplicațiile de finanțare pentru accesarea miliardului de euro pe care l-am promis. Suntem pregătiți din punct de vedere al aplicației, astfel încât cererile poate să fie depuse online? Da, aplicația este gândită doar online, inclusiv partea de evaluare este gândită online, deci birocrația pentru acest lucru. Împreună cu Ministerul Economiei s-a lucrat la această aplicație și așa este gândită, astfel încât să fie redus la minim partea de birocrație aferentă depunerii de proiecte. Domnul prim-ministru, cu toată modestia, Ministerul Economiei va gestiona această aplicație. Nu contează, important este să o gestionați bine. Gestiona foarte bine. Modelul eliberării certificatelor pentru situații de urgență, exact. Cred că e un model pe care îl puteți replica pentru... Mai ales că există o așteptare în piață legată de granturi, mai ales granturile pentru investiții, pentru capitalul de lucru, pentru repornirea activității, mai ales pentru domeniile care au fost sub restricții. Chiar astăzi, înainte de a intra în ședința de guvern, am avut o nouă discuție cu directorul STS. Mi-a dat acces inclusiv la aplicație ca să facem niște teste, să o și vedem. Mai avem niște mici bucătării în spate pe care le vom rezolva probabil mâine, în zilele următoare, și cred că aplicația o putem sui într-un test. Este testată, este verificată și la securitate. Nu vom avea probleme cu aplicația în momentul în care îi vom da drumul. Da. În domeniul agriculturii, domnul secretar de stat, ați obținut avizele pe ordonanțele cu măsurile de sprijin? Da, domnule prim-ministru, suntem pregătiți, avem toate avizele luate pentru toate proiectele de ordonanță de urgență privind schemele de ajutor de stat, atât în sectorul bovin, cât și în sectorul creșterii porcilor, a păsărilor, și avem și avizele obținute pentru hotărârea de guvern cu schema de minimis pentru sectorul apicol. Bine, de introduceți pe ordinea de zi atunci. Propuneri de introducerea unor acte normative pe ordinea de zi suplimentară, vă rog? Domnul ministru Bode. Domnule prim-ministru, în urma discuțiilor avute cu domnul ministru Câțu și ținând cont de faptul că la ultima rectificare Ministerul Transportului, Infrastructură și Comunicațiilor are un buget rectificat cu 814.717 lei, din care au fost repartizați 130 de mii lei pentru majorarea de capital utilizată pentru achiziția de locomotive și vagoane, pe cum și pentru modernizarea celor existente. Vă propun să fiți de acord să introducem pe ordinea de zi în prima lectură un proiect de ordonanță de urgență pentru modificarea ordonanței de urgență a Guvernului 135 pe 2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020
modificarea unor acte normative și stabilirea unor măsuri bugetare. Avem transmis către Consiliul Concurenței solicitarea de regulă, într-o primă lectură pentru a ne delămuri și cu Consiliul Concurenței și cu Ministerul Finanțelor și să sperăm că la prima ședință de guvern putem să adoptăm acest proiect de act normativ. Mulțumesc, domnul ministru Popescu. Mulțumesc. Domnul prim-ministru, vă rog să fiți de acord cu introducerea pe ordinea de zi suplimentară a ordonanței de urgență privind finanțarea întreprinderilor mici și mijlocii și a domeniului Horeca pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică cu o putere instalată cuprinsă între 27 de kW și 100 de kW, necesară consumului propriu și livrarea surplusului în sistemul energetic național, precum și a stațiilor de reîncărcare de 22 de kW pentru vehicule electrice și electrice hibrid plug-in prin programul de finanțare Electricap. Și aș mai vrea să reintroducem pentru o modificare tehnică, a venit foarte târziu la hotărârea de guvern cu sprijinul pentru cinematografie, a venit târziu CLE-ul un pic după, să nu să reintroducem pe ordinea de zi, de acord cu ambele proiecte de acte normative. Doamna ministru Anisim. Dacă îmi permite să citesc textul ca să rămână pe... Nu, când discutăm, când discutăm pe ordinea de zi, da? Deci ordonanța și hotărârea de guvern reintroduse. Sunt introduse. Doamna ministru Anisim. Domnule prim-ministru, vă rog să fiți de acord pentru a fi introduse pe ordinea de zi suplimentară două proiecte de hotărâri de guvern. Prima este un proiect de hotărâre de guvern pentru modificarea anexelor 1 și 2 la hotărârea guvernului numărul 297 privind domeniile și programele de studii universitare de master acreditate și numărul maxim de studenți ce pot fi școlarizați în anul universitar 2020-2021. De acord. Cealaltă hotărâre, proiect de hotărâre de guvern pentru modificarea și completarea hotărârii guvernului 299 privind aprobarea nomenclatorului domeniilor și al specializărilor programelor de studii universitare și a structurii instituțiilor de învățământ superior pentru anul universitar 2020-2021. De acord. Mulțumesc. Domnul ministru Bela. Domnule prim-ministru, vă rugăm să acceptați pe lista suplimentară hotărârea de guvern privind deschiderea punctului de trecere a frontierei de stat român-ungare Borș 2 pentru transport de persoane și de mărfuri. Vă aduc la cunoștință că am finalizat tot ceea ce a ținut de scrisorile de acord cu partea ungară și suntem pregătiți pentru a demara acest proiect. De acord. Nu uitați să cereți și hotărârea. Totodată aș mai avea o propunere pentru suplimentarea agendei de lucru a Guvernului cu o hotărâre pentru stabilirea cheltuielilor necesare pregătirii și desfășurării în bune condiții alegerilor locale din anul 2020 este cu privire la decontarea cheltuielor de transport pentru președinții birourilor electorale de circumscripție și locțitorii acestora din localitatea de domiciliu sau reședință către zona unde au atribuții electorale. De acord, domnul ministru. Domnul Ștefan, avem un angajament pe care l-am luat împreună. Da, domnul prim-ministru, avem un angajament și ne ținem de cuvânt așa cum ne stă bine nou. Vă propun să acceptați să introduceți pe ordinea de zi mai multe acte normative, printre care o ordonanță de urgență a Guvernului privind unele măsuri pentru susținerea activității unor aeroporturi regionale. De acord. 2. O hotărâre a Guvernului privind înființarea Spitalului Orășenesc Vâlcești, județul Vâlcești, de acord. Vâlcea. O hotărâre a Guvernului privind alocarea unei sume din fondul de intervenții la dispoziția Guvernului, prevăzută în bugetul de stat a anului 2020, pentru unele unități administrativ-teritoriale afectate de calamități naturale. De acord. Și o hotărâre de guvern privind alocarea unei sume din fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pentru anul 2020, pentru județul Brașov. Pentru aeroportul Brașov. Așa este. De acord și cu acest punct. Domnul ministru Alexe. Domnule prim-ministru, stimați colegi, cu acordul dumneavoastră, dacă putem să suplimentăm
ordine de zi cu 4 proiecte de hotărâre. Primul, hotărârea guvernului privind... Înainte de a-mi spune, nu uitați de ce am discutat proiectul de hotărâre de guvern care să permită utilizarea spațiilor de lângă ape, râuri, lacuri și în scopul de agrement, de exemplu, piste de bicicletă care pot să fie foarte bine pe malul apelor și așa mai departe. E un proiect de hotărâre de guvern care este așteptat. L-am discutat cu mai mulți parlamentari și inclusiv cu reprezentanții autorităților locale. Dați-mi voie să vă informez că el deja se află în consultare publică pe site-ul Ministerului Mediului, Apelor și Pădure, domnul prim-ministru, așa cum s-a discutat în ședința precedentă. Revenind la ordinea de zi, prima hotărâre este privind aprobarea amplasamentului și declanșarea procedurilor de expropriere a imobililor a proprietate publică care constituie coridorul de expropriere pentru lucrările de utilitate publică de interes național, punerea în siguranță a lucrărilor de apărare împotriva inundațiilor pe râul Ialomița și afluenți, pe sectorul Slobozia Țăndărei, județul Ialomița, etapa a doua, aflată pe raza localității Mărculești din județul Ialomița. De acord. Al doilea proiect de hotărâre a Guvernului pentru aprobarea acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Serbia privind cooperarea în domeniul gospodării durabile a apelor transfrontaliere, semnat la București la 5 iunie 2019. De acord. Și mai avem două proiecte de hotărâre. Primul proiect de hotărâre a Guvernului privind transmiterea cu titlu gratuit a suprafeței de 143,92 hectare din fond forestier din grupa 1 funcțională vegetație forestieră cu funcții speciale de protecție sub bupra 1-4A, păduri special amenajate în scop recreative, păduri parc, din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor Romsilva în domeniul public al municipiului Suceava. De acord. Al doilea proiect de hotărâre. Asta e în conformitate cu legea adoptată în Parlament. Exact, dăm posibilitate. Mai avem solicitări, de exemplu, de la Timișoara, de este pădurea... Avem în momentul de față discuții și solicitări din partea mai multor administrații publice, astfel încât pădurea trece din administrarea publică a Romsilva în administrarea publică a administrațiilor publice locale cu obiectivul de a-și amenaja păduri parc, evident, folosind, sper eu, și fondurile europene. Ultimul proiect de hotărâre este referitor tocmai la pădurea de la Timișoara. Proiectul de hotărâre privind transmiterea cu titlu gratuit a suprafeței de 580,57 hectare, fond forestier din grupa 1 funcțională, vegetație forestieră, cu funcții speciale de protecție sub grupa 1-4A, păduri speciale amenajate în scop recreativ, păduri parc, din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor Romsilva în domeniul public al municipiului Timișoara. Deci este pe ordinea de zi. Da. Mulțumesc, de acord. Domnul ministru Boloș. Domnul prim-ministru, vă rugăm să fiți de acord cu reintroducerea pe ordinea de zi a ordonanței de urgență a Guvernului privind unele măsuri pentru elaborarea Planului Național de Redresare și Reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul mecanismului de redresare și reziliență. Au avut toate avizele, nu? Din 17, finanțele și justiția, acum le-am predat, într-adevăr le-am primit în original, dar au venit destul de târziu. Regulă, le introducem pe ordinea de zi. Și ordonanța de urgență a Guvernului privind unele măsuri referitoare la susținerea dezvoltării teritoriale a localităților urbane și rurale din România cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, precum și unele măsuri temporare de sprijin ale acestora. De acord. Mulțumim. Domnul secretar general. Domnule prim-ministru, vă rugăm să fiți de acord cu introducerea pe ordinea de zi suplimentară a unui proiect de ordonanță de urgență pentru modificarea unor acte normative în vederea extinderii categoriilor de plăți care pot fi efectuate prin intermediul Sistemului Național Electronic de Plăți Online. Prin acest act normativ se pot achita în contul Companiei Naționale, în Primăria Națională și a Regiei, direct contravaloarea pașapoartelor și permiselor de conducere. De acord. Mulțumesc.